Tu să faci niște calcule, ajungi pe la 25 de ani, băi, cam de ce am eu nevoie în viață ca să fiu liniștit? Trebuie să-mi iau o casă, trebuie să-mi iau o mașină frumoasă și să mai am 100.000 de euro în cont. Din momentul ăla pot să o las mai moale. Eu cred că mulți fotbaliști gândesc așa. Corect, aici este, este un lucru pe care și eu l-am făcut, uh, care să mă ajute și lucrul acesta pot să-l facă și ei. Depinde ce obiective spui. Depinde care este scopul tău final. Ce scop îți spui tu? Unde? Ți l-ai scris undeva? Că dacă întreb, cred că fotbaliștii din Liga 1 nu cred că au 10% scris, scris undeva. Care este scopul meu pe, pe un an, pe trei ani, pe cinci ani, pe zece ani, pe 15 ani? În fine. M-am mm -hmm. dus poate la 15 ani foarte mult. Dar care este scopul meu? Ce trebuie să fac eu în cinci ani ca să ajung la, nu știu, dormul la Barcelona? De ce să nu te gândești să vrei să ajungi acolo? Hagi a ajuns, Popescu a ajuns, au, au fost jucători care au ajuns acolo. Trebuie să-ți dorești, trebuie să vizualizezi treaba aia, pentru că dacă nu vizualizezi uh, aceste lucruri, atunci... Cred că e și greu, că în momentul ăsta atmosfera e că noi suntem altfel decât sunt ăștia prin vest și... Păi, cred că de aici vine, dar e greu să, să te setezi, uh, da. într-un fel. Trebuie, uh, să, trebuie să fii dispus -ai să ai șanse spune. tu, din România, să joci în Premier League, că n-a mai jucat nimeni de la Dan Petrescu în Premier League. Mă rog, au mai fost jucători între timp, dar nu cum a fost Dan Petrescu pentru Chelsea. Și atunci, hai, las-o mai moale, hai să prind un contract pe la Arabi și să mă întorc și să stau liniștit. Nu, asta e ideea. Iarăși, plecăm de la tot de la scopul final. care e scopul tău? Ce vrei să faci tu în viață? Ce vrei să lași în urmă? Despre ce vrei să discute? Uite, eu cred că scopul meu este să las aceste informații sub o formă prin care toți copiii să înțeleagă, toată lumea să înțeleagă în momentul în care caută o informație, să o găsească și să se îmbunătățească, să las ceva în urma mea. Cred că Dumnezeu de asta mi-a dat acea, acest drum în viață, să trec prin atâtea greutăți pentru a le oferi lor uh, cea mai scurtă, uh, cel mai scurt drum către performanță. Cu toate informațiile să le aibă, eu o să scot și o carte în anul, anul acesta, care o să fie ca un ghid pentru tinerii fotbaliști, uh, ce trebuie să facă ei, sunt 10 pași pe care trebuie să-i urmeze, pentru, pentru a ajunge, pentru a avea, nu pentru a ajunge fotbalist, pentru a avea mai multe șanse, că nu-ți garantează nimeni. Uh -huh. Dar e clar că dacă tu faci aceleași lucruri pe care le faci acum, nu te poți aștepta ca rezultatele să fie diferite. Dacă vrei, dacă până acum ai făcut lucruri respective, de exemplu, ai ajuns în Liga 1 și ai făcut anumite lucruri și tot lucrurile respective le faci, nu te poți aștepta ca din minune să vină un transfer. Nu, ai ajuns în Liga 1, ce trebuie să faci? Ce, ce ai făcut până atunci? Ce nu ai? Ce, unde sunt lipsurile tale? Ai, ai luat un om care să-ți analizeze. E treaba le? că tu gândești acum cu mintea de 31 de ani. Da, uh, corect. Mă întorc un pic în urmă, așa și. hai uh, să ne întoarcem pe la 16 ani. că Apoi a fost uh, povestea uh, tristă care uh, sunt convins că te-a destabilizat. Pe la 16 ani aveai uh, în cap că o să fii fotbalist. Care erau scopurile ta? Care era uh, obiectivul tău în momentul ăla? S-a ajuns fotbalist, dar uh, era neclar scopul. Adică. Destinația nu era clară în mintea mea. Asta le, vreau să le zic și lor. Trebuie să fie cât mai clară și scrisă pe foaie undeva. Trebuie să fie cât mai clar. Pentru că, să-ți dau un exemplu: dacă un avion trebuie să plece de la București la Londra și nu știe cât ce energie, cât kerosen trebuie să pună, el decolează, dar poate are rezervorul la jumătate și nu ajunge. El are nevoie de un rezervor plin de a ajunge pentru a ajunge la Londra. Dacă tu nu ai energia necesară, ce o să faci pe, de, pe, pe timpul destinației? O să clachezi și o să te oprești la jumătate, cum am oprit și eu. Nu am știut ce să fac, nu am avut informații, nu am avut energia necesară ca să mai continui, nu am avut sprijinul necesar ca să mai continui, mai de, să merg mai departe, dar cred că totul se leagă de, de educație, de informația necesară la momentul potrivit, exact ce discutam noi mai devreme înainte de emisiune, să ai informația potrivită la momentul potrivit. Aceste, lucruri, aceste două lucruri cred că sunt cele mai importante pentru niște copii și pentru, și pentru un fotbalist în activitate, să aibă informația potrivită la momentul potrivit. Este o combinație așa de cam ce și doresc mulți puștani, ce ne doream și, și noi, să fii fotbalist și să știi să lovești mingea. Mai nou acum, visul oricărui puști să facă și YouTube. Ce înseamnă, ce a însemnat pentru tine să faci YouTube? Ca să știe lumea așa, de care ar vrea să se apuce să-și facă un cont. În ce investești, de ce trebuie să -ți ții cont și cum, cum pornești la drum? În păi, primul rând trebuie să ții cont de pasiunea ta, în primul rând. Asta am învățat-o și de la uh, Gary Vaynerchuk. Trebuie să ții cont de pasiunea ta pentru că altfel o să renunți. În momentul în care nu o să ai câștiguri, o să renunți. Uh, eu nu am câștigat absolut nimic trei ani de zile. Trebuia reușit să câștig. Adică, Hai că ajungem și la bani imediat. Adică uh, nu, nu este ceva uh, foarte ușor de făcut trebuie să știi să te conectezi cu camera cât mai bine, să știi să vorbești, să știi să te adresezi fiecărui om în parte, să oferi ceva util, iar după aceea te poți duce în zona de echipamente, ce cameră trebuie să-ți iei, microfon, cât de mult contează calitatea audio, cât de mult contează calitatea video și, bineînțeles, mai vine și partea a doua. Ai filmat, ai, edit, ai filmat, ai fost, e tot ok, dar până să editezi. Trebuie să înveți să editezi, am învățat singur să editezi tot de pe YouTube. Ce le faci tu? Uh, acum nu, dar trei ani de zile uh, eu mi l am făcut, eu mi le editam, uh, eu filmam, eu centram eu, eu în dădeam capul cum ar, uh, cum este vorba și uh, dura la început undeva la 5-6 ore să, să editez un, un filmuleț pentru că nu aveam, nu știam cum să fac treaba respectivă. Acum să zic, durează undeva la 2-3 ore pentru că am informațiile deja și am experiența din spate. Dar postarea două videouri săptămânale, chiar dacă s-a născut băiatul, eu am postat în ziua în care băiatul nu s-a născut. Am răspuns la comentarii în ziua în care băiatul nu s-a născut. Adică am răspuns la fiecare comentariu la peste 100.000 de mesaje, 100.000 de comentarii pe toate rețelele de socializare. Adică m-am dedicat exclusiv zonei acestea, pentru a face acest lucru. Și am venit cu un plan bine stabilit de la început. Ce vreau să fac într-un an, ce vreau să fac în 2 ani, în 3 ani, în 5 ani, în 10 ani și în 15 ani. Știam, am totul scris pe foaie acum, planul este în derulare, s-a accelerat, plănuiam să mă las de muncă în 5 ani, am lăsat în 2 ani, de când am început YouTube-ul. Și cifre în următorii 3 ani, așa să spunem, deci acum ești pe la 225.000 de mii pe YouTube. Uh, cel puțin 500 de mii. cel puțin 500 de mii. Este foarte greu pentru că este o nișă uh, pe, în zona de YouTube, uh, foarte mult uh, se dorește zona de entertainment. Uh, tutorialele, deja am făcut toate tutorialele, l am dublat, redublat și tot mm -hmm. așa, am făcut tot ce este posibil pentru zona de fotbal. Aici, la fel, este un, uh, o explicație, mi se pare, cum se te poziționezi uh, în teren. Uh, și, adică, tot, am făcut tot ce este necesar pentru pentru a le da informații. Important este, din punctul meu de vedere, să vrei să ajuți. Ori să oferi niște informații care să le fie de folos, să-i ajuți să devină mai buni, ori să-i faci să se simtă bine. Ai avut și uh, comentarii de-astea de hate? Uh, Oameni numai. care ți-au ți -au, ți -au cerut să te lași, că tu, de fapt, nu știi nimic și... Da, 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 corect. Și asta m-a ambiționat și mai mult, să le demonstrez că că pot și uite, să-ți dau un exemplu. La loviturile libere spuneau toți că, dacă filmezi și le editezi și le tai. Bun, ok. Am făcut o filmare continuă în care am dat 5 lovituri libere consecutive, 6 lovituri libere consecutive, 7 lovituri libere consecutive, 8 lovituri libere consecutive. Atunci, vă rog frumos, le-am spus tuturor, veniți la teren de la ora 10 la ora 6, eu sunt acolo, sunt pe teren, pătrec, toată lumea știe că e vânt, că e ploaie de 7 ore în fiecare zi, aproape de, de luni până vineri, pe teren. Vreau, vreau să-mi spună cineva, să vină acolo, să-mi arate fizic live, să-mi arate lângă mine cu ce greșești, să-mi spună de ce. E, e foarte ușor să, să intri de pe un cont uh, ascuns sau un cont uh, care nu e, pe care nu ai numele tău, să comentezi. Dar mai, uh, dar mai greu este să vii să ajuți, să spui că, a, pe și eu puteam să fac asta. Te rog frumos, ia camera, te rog, filmează puneți camera în față și explică ceva. Bine, am văzut că ai comentarii bune, mare da, majoritate. Acum.